Tuturor, sper că ați dormit bine. Bine ați venit la conferința săptămânală de presă. Am astăzi și doi musafiri din partea Spitalului Municipal și câteva anunțuri de făcut, dar presupun că sunteți interesați inclusiv de reacția mea la cele întâmplate ieri, alalte ieri, în Timișoara și peste tot în țară, și aș vrea să fac câteva precizări despre astea. Cred că e foarte clar că toate aceste măsuri restrictive care au fost luate peste tot în lume, și în România și în Timișoara, au creat o frustrare socială, au creat o presiune economică foarte mare și au creat o neliniște pentru mulți dintre noi, pentru viitorul economic al familiilor noastre, al afacerilor. Și cred că aceste sentimente sunt îndreptățite și cred că e firesc că oamenii își doresc să aibă o cale să-și exprime aceste nemulțumiri și cred că inclusiv în stradă există o cale pentru asta. Dar există un cadru legitim pentru a exprima aceste opinii și sentimente și există un cadru ilegitim, există o formă de protest care de fapt subminează tocmai libertatea și tocmai democrația noastră pe care pretinde că o apără. Protestele împotriva restricțiilor au fost deturnate spre naționalism, xenofobie și antisemitism. Sunt atacați președintele Iohannis, secretarul de stat Arafat, actrița Maia Morgenstern, eu. Ieri la Pitești s-a strigat împotriva maghiarilor, în alte orașe s-au adunat chiar în fața spitalelor și s-a strigat împotriva medicilor. Sunt încitări la ură și discriminare împotriva străinilor și împotriva cadrelor medicale. Și asta este un lucru grav pentru că de la distanță, de la violență verbală la violență fizică, este o distanță mică și eu am primit semnale de la medici din Timișoara, de la intelectuali publici care au apărut pe liste, care sunt îngrijorați. Vecinii mei sunt îngrijorați, vecinii al căror nume au fost făcute publice și care nu au nicio altă vină decât să locuiască în același imobil cu mine. Mă recunosc că mă mâhnește faptul că și în acest oraș al deschiderii, al toleranței, există niște antreprenori ai urii care se folosesc de nemulțumirea reală a oamenilor pentru o altfel de agendă. Și cred că nu trebuie să avem nicio iluzie despre ce fel de agenda este acesta. Această agendă nu are nicio legătură cu restricțiile, nicio legătură cu pandemia. Este o agendă care se împotrivește modernizării orașelor și țării noastre și direcției europene. Și este o agendă care amenință tocmai libertatea și democrația pentru care oamenii au murit în Timișoara în 1989. Și de aia cred că este absolut necesar ca întreaga societate, întreaga clasă politică, indiferent de culoare, să se dezică de aceste incitări la ură, care nu au absolut nici o legătură cu democrația sau cu libera exprimare. Și mă aștept și ca poliția să identifice organizatorii și persoanele care incită la ură. Vreau să închei aceste remarci cu ceva ce mi s-a întâmplat acum câteva zile într-un supermarket, că și primarul mai merge la cumpărături. M-a abordat o femeie și m-a întrebat dacă cred în Dumnezeu sau în virus.
Și i-am răspuns că cred în amândoi. Și mi-a spus că nu se poate, trebuie să alegeți, domn primar, Dumnezeu sau virus. Și cred că această întrebare este o capcană întinsă, este simbolul capcanei întinse pentru societatea noastră. Se vrea să alegem, să facem alegeri false între Dumnezeu și virus, între libertate și sănătate, între sănătate și economie, între români adevărați și străini. Toate aceste alegeri sunt false. Și toate aceste alegeri false au un singur scop: să ne dezbine. Și cred că nu trebuie să cădem în această capcană. Nu trebuie să ne lăsăm dezbinați. Chiar dacă avem păreri diferite despre care este calea cea mai bună de a învinge acest virus și această pandemie. Ci sunt multe decizii grele de luat. Nu cred că există o țară în lume care ar fi reușit să treacă prin această pandemie fără aceste decizii grele. Dar dincolo de toate diferențele de opinie despre cum să învingem pandemia, nu ne putem lăsa dezbinați, pentru că degeaba învingem pandemia dacă moare democrația noastră, dacă moare ceea ce ne ține împreună ca o comunitate. Și asta este miza acestor zile și de aia este atât de important să spunem nu acestor forme de proteste. Să spunem nu urii, să spunem nu când devine normal să mergem în fața casei unui om politic ca să-l înjuri. Nu este normal și nu ne putem lăsa dezbinați în Timișoara, dincolo de toate diferențele noastre. Și spun asta și cu o speranță, pentru că am reușit ceva. Suntem singurul județ în țară unde am intrat la o decreștere, unde cifrele scad și peste tot cresc. Haideți să mergem mai departe pe acest drum, să lucrăm împreună, fiecare acolo unde poate, să respectăm măsurile, medicii să lucreze în spitale. Și atunci sunt absolut sigur că vom învinge această pandemie și vom păstra și democrația noastră vie și vom putea dezbate și azi și mâine și peste ani calea cea mai bună pentru societatea noastră. Asta este ce îmi doresc și sunt convins că timișorenii nu se vor lăsa nici învinși de virus și nici de cei care incită la ură. Atât am avut de spus despre acest subiect și bineînțeles că noi facem tot posibilul ca să creștem în continuare și vaccinurile și fac un apel, apropo, la toți care încă nu sunt vaccinați, mergeți, înscrieți-vă la vaccin. Este șansa noastră de a ieși din această situație. Îmi doresc ca județul Timiș și orașul Timișoara să fie primul județ care să atingă o imunitate de turmă. Și sunt locuri libere în centrele de vaccinare, în Timișoara, deci vă rog frumos să vă înscrieți la vaccin. Aș vrea acum să vorbesc, tot rămânem cumva în zona medicală, aș vrea să vă prezint un proiect cu finanțare europeană în parteneriat cu Spitalul Municipal, care va dota Spitalul Clinic Municipal în contextul acestei pandemii. Vom achiziționa apărătură și echipamente medicale în valoare de aproape 30 de milioane de lei. Astăzi, în ședința Consiliului Local, vom aproba unele modificări înainte să semnăm contractul de finanțare și acest proiect va fi implementat în următoarele 9 luni. Și am să-l rog pe directorul spitalului, dr. Maliță, să ne spune
să ne spună mai multe despre acest proiect și să ne spună cum reușim în această perioadă să asigurăm servicii medicale necesare timișorilor și cei care au COVID, dar și cei care se confruntă cu alte boli. Vă rog frumos! Domnule primar, stimată audiență, acest proiect depus pe axa programului operațional de infrastructură mare este un proiect extrem de important pentru noi, pentru că vom achiziționa aparatură dedicată preponderent pacienților COVID pozitiv, prin care încercăm practic să îi ajutăm la diagnosticul și la tratamentul acestora cât mai rapid, dar și după ce sperăm se va termina pandemia cât mai repede, să o putem utiliza și pentru ceilalți pacienți ai noștri. În principiu, mare parte din fondurile obținute prin acest proiect vor fi alocate pentru achiziția de echipamente de protecție, materiale sanitare de protecție și dezinfectanți, pentru achiziția de kituri de testare PCR pentru pacienții suspecți de COVID pozitiv. Asta însumează aproximativ o treime din totalul sumelor alocate prin acest proiect. Celelalte două treimi vor fi efectiv echipamente medicale de înaltă performanță. Majoritatea sunt dedicate clinicilor de terapie intensivă. Cumpărăm ventilatoare, cumpărăm monitoare pentru funcții vitale, cumpărăm aparate de anestezie, echipamente de asemenea pentru secțiile chirurgicale, cele mai mari secții chirurgicale care le avem noi în momentul de față. Bineînțeles, și un echipament foarte important, va fi o premieră pentru, cel puțin pentru zona noastră. Vom fi, sper, primul spital public care vom deține un echipament de PET-CT utilizat atât în diagnosticul maladiei COVID, cât și a celorlalte forme, mai ales de cancer. Că am vorbit de cancer, vreau să vă atrag atenția și să vă rog, de fapt, să rog în special pacienții oncologici să se prezinte, să vină la noi la spital, să nu-și amâne intervențiile și consulturile medicale, pentru că este foarte important acest lucru. Am făcut o statistică, conform statisticii noastre, pe primul trimestru acestui an, raportat la primul trimestru anului trecut, numărul pacienților oncologici tratați în spitalul nostru a scăzut la jumătate, ceea ce este un mare semnal de alarmă. Oamenii poate să vină cu încredere la clinicile aparținând spitalului nostru. În general, personalul nostru este vaccinat, este testat periodic. Putem spune că din acest punct de vedere ținem sub control infecțiile, mai ales infecția cu COVID, în rândul personalului nostru. Toți pacienții care se prezintă la spitalul nostru sunt testați în prealabil, nimeni nu se internează fără a avea un test PCR negativ. Deci din acest punct de vedere pot spune că spitalul este sigur. Sigur atât cât se poate, ținând cont de condițiile în care suntem și lucrăm în momentul de față. Infrastructura a rămas puțin în urmă, dar sunt convins și sper cu ajutorul domnului primar în anii următori să avem și o infrastructură pusă la punct, un spital nou. De asemenea, vreau să vă mai readuc aminte, practic secțiile COVID ale spitalului nostru sunt în clădiri separate, circuitul acestor pacienți este diferit de cel al pacienților obișnuiți, de aceea repet îndemnul de a pacienților de a se prezenta la spital, de a nu amâna, mai ales vorbesc aici de cei oncologici, pentru că este foarte important acest lucru, de a nu amâna prezentarea lor și eventualele intervenții programate. Pe lângă acest proiect POIM, după cum știți, de-a lungul timpului, spitalul nostru a implementat și implementează în continuare multiple alte proiecte, majoritatea pe fonduri europene. În momentul de față instalăm două sisteme de imagistică foarte performante, un angiograf cumpărat pe un proiect transfrontalier România-Ungaria și un computer tomograf cumpărat de asemenea pe un proiect operațional de infrastructură mare. Ele sunt în momentul de față în curs de instalare, sper în câteva săptămâni, maxim o lună, două, să fie și funcționale. Totul depinde, bineînțeles, de autorizațiile de funcționare pe care le vom obține ulterior. Mulțumesc! Bine, mulțumesc și eu. Aș vrea să... și mulțumesc pentru toată munca pe care echipa Spitalului Municipal o face în aceste vremuri dificile.
Vreau acum să prezint un al doilea musafir. Tot e vorba despre un proiect în sănătate. Vrem să asigurăm accesul la servicii de sănătate pentru toți timișoreni. Avem în derulare mai multe programe gratuite pentru depistarea cancerului. Pentru această boală, după cum știți, este absolut esențial să fie depistată în timp. Și am accesat de campioana noastră de fonduri europene la Spitalul Municipal alte fonduri pentru diagnosticarea în timp, în fază incipientă a cancerului și o rog pe doamna doctor Olimpia Oprea să ne vorbească despre aceste programe. Vă rog! Mulțumesc! Bună ziua! Sunt coordonator medical al proiectelor europene la nivelul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și aș vrea să vă prezint un proiect la nivel regional care a început în septembrie anul trecut și se desfășoară pe perioada a 3 ani și jumătate până în 31 decembrie 2023. Proiectul se numește Fii responsabilă de sănătatea ta, programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân, proiect în valoare de 8 milioane de euro, în parteneriat cu Institutul Oncologic profesor dr. Ion Chiricuță din Cluj-Napoca. Prin acest proiect se intenționează să se implementeze la nivel regional un program de screening al cancerului de sân prin mamografii gratuite la femeile între 50 și 69 de ani. S-a propus un număr de 40.000 de femei, din care cel puțin 13.000 de femei vor fi investigate în regiunea de vest. În acest sens am încheiat protocoale cu consiliile județene din regiune, respectiv cu județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Arad. Femeile vor fi informate, vor primi scrisori de invitare la programul de screening și vor fi sprijinite, inclusiv cu transport gratuit în cazul în care necesită această cheltuială. La nivelul orașului Timișoara, proiectul se va desfășura pe anumite regiuni, dar sigur vor avea acces toate femeile care au vârsta între 50 și 69 de ani. Se va achiziționa o unitate mobilă de screening care va funcționa în cele două regiuni, în așa fel încât să aibă acces la mamografii gratuite și femeile din rural, femei care sunt la distanță de centrele unde se pot efectua mamografii. Sigur că în județele vecine mamografiile se vor putea acorda și în orașele reședință de județ sau acolo unde există mamografe digitale. Se intenționează crearea unui registru național de screening care va fi în legătură cu registrul de cancer. Menționez că acest registru de cancer funcționează doar în regiunea de vest și nord-vest și se intenționează implementarea la nivel național. Proiectul efectiv va începe în luna mai, când se vor efectua aceste mamografii gratuite. Noi deja am distribuit scrisori de invitare, chestionare și există două numere de telefon unde pacientele se pot adresa. Eu o să le citesc și sigur că se găsesc și pe site-ul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Este vorba de telefonul 0748-884-476 și 0748-296-606. De asemenea, există și o adresă de mail, programari.mamografii.secmut@gmail.com. Un alt proiect despre care aș vrea să amintesc pe scurt este un proiect transfrontalier pe România-Serbia, care se va finaliza în luna august a acestui an. În cadrul proiectului se efectuează ecografii tiroidiene gratuite cu scopul de a se depista cancerul tiroidian.
Amintesc numărul de telefon unde se pot consulta pacienții, indiferent de vârstă sau de calitatea de asigurat sau neasigurat. Este telefon 0723 396 351. Menționez că prin acest proiect am achiziționat o unitate mobilă pentru screening al cancerului, care urmează în cel mai scurt timp să se deplaseze în regiune și să continue activitățile. Știți că avem o perioadă de sustenabilitate a proiectelor de cel puțin 5 ani. Și un alt program de screening foarte important, care se desfășoară la nivelul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, este programul de screening al cancerului de col uterin, care se desfășoară în ambulatoriu clinicii de obstetrică ginecologie Odobescu. Invităm toate femeile între 25 și 64 de ani să se prezinte pentru a se recolta Papa Nicolau. Consultația este gratuită și programările se pot face la telefonul 0256 491 664. Vă mulțumesc și multă sănătate! Mulțumesc mult! Cred că mi-ați... Am lasă de dumneavoastră. Așa. Așa, mersi. Da, mulțumesc mult și cu siguranță și noi din partea primăriei am discutat deja cu doamna Oprea, vom ajuta ca să popularizăm și să propagăm acest program de screening gratuit, mai ales și în cartierele marginașe, unde poate sunt oameni și femei care nu accesează servicii medicale într-un mod regular. Aș mai vrea să vorbesc despre două proiecte de actualitate. Astăzi, în Consiliul Local, vom vota o hotărâre, un proiect la care am lucrat în ultimele luni, un proiect care ne va permite un cadru legal, reglementat, prin care putem să implicăm voluntari în tot felul de acțiuni a primăriei. În acest moment, Timișoara este singurul oraș din România care duce pacienților cu COVID-19 concentratoare de oxigen și pulsoximetre, și asta se întâmplă printr-un parteneriat între primărie, Direcția de Asistență Socială și ONG-uri și companii, și în care sunt implicați mulți voluntari. În același timp, avem deja în interiorul primăriei cu voluntari formațiunea de intervenție rapidă SALVO, unde sunt peste 100 de voluntari din Timișoara care stau gata să intervină pentru tot felul de urgențe. Iar compartimentul voluntar pentru situații de urgență s-a mobilizat absolut extraordinar, inclusiv în această pandemie. Și am vrea să luăm aceste experiențe pozitive și să le extindem și în alte domenii. Și foarte mulți oameni ne-au și contactat în ultimele luni, au întrebat cum putem să vă ajutăm, cum putem să ne implicăm în acest proces de deschidere a administrației. Și asta a fost dorința noastră, să oferim un cadru clar care să încurajeze și instituția, Primăria Timișoara, dar și societatea civilă de a se implica, de a se uni cu noi energii și idei. Și de aceea am lucrat la acest regulament care reglementează implicarea voluntarilor în orice fel de activitate a primăriei. Și după ce va fi aprobat acest regulament, atenție, vom avea apeluri foarte specifice pentru anumite domenii, cu posibilitatea de a se înscrie, de a aplica pentru o anumită activitate de voluntariat. Și bineînțeles că domeniile sunt diferite, vorbim de mediu, tineret, cultură, educație, sănătate, social, civic, toate aceste domenii unde primăria în viitor
vrea să-și extindă activitățile, să fie mai activă, mai deschisă, mai orientată către societate și mă bucur foarte mult că o să avem acest cadru, de exemplu, ca voluntarii să ne ajute la organizarea unor evenimente, să monitorizăm cheltuielile sau activitățile școlilor, să participe la acțiuni de înverzire a orașului, să ne ajute la eficientizarea acțiunilor de curățenie și așa mai departe. Acest proces de colaborare cu voluntari va fi unul continuu, deci nu există acum astăzi un apel pentru voluntari, ci după ce avem această reglementare, atunci vom avea, cum am spus, apeluri foarte țintite. Și scopul, bineînțeles, este să plasăm din nou Primăria Timișoara pe harta organizațiilor care implică societatea, care angrenează toți cei care vor să facă un bine orașului lor și care nu stă cumva închis în spatele unor ziduri ferme. Un ultim anunț care mă bucură foarte mult. Am pornit primul proiect de sală de sport școlară din Timișoara, care să cuprindă și tribune, și vestiare, și anexe pentru competiții. Vorbim de sală de sport la Școala Generală 25, unde am semnat contractul de execuții pentru construcția sălii în ultimele zile. Valoarea este de 7,6 milioane de lei, marea majoritate din fonduri europene. Durata contractului este de 12 luni, să vedem dacă firma reușește să execute în 12 luni. Și la Școala Generală 25, prin acest proiect, vom construi o sală de 1500 de metri pătrați, cu un teren de sport și în exterior, pistă de alergare, teren de joacă pentru copii din clasele primare. Și din acest proiect vor beneficia peste 1000 de elevi. Și vreau doar să subliniez că această nouă sală, bineînțeles, nu este un secret că nu a căzut din cer, ci este un proiect care a fost în pregătire de mai mult timp, dar face parte totuși din strategia noastră de a investi foarte țintit în școlile din Timișoara. Nu vrem să tot reparăm și cârpim și avem o strategie foarte clară care se reflectă și în propunerea de buget anul acesta de a dezvolta niște campusuri școlare și cu un focus inclusiv pe cartiere să investim în școlile, grădinițele și creșele din oraș, să construim noi creșe, să construim infrastructură inclusiv de sport pentru școli și toate eforturile noastre de a atrage fonduri europene vor fi focusate în acest domeniu. Bine, atât din partea mea. Am două, trei întrebări scrise aici, dar aș vrea să dau prioritate celor care au venit și care vor să pună întrebări și o văd pe doamna Brându Șarmanca. Vă rog. Da, bună ziua. Vreau să vă întreb dacă există măsuri de protecție pentru vecinii dumneavoastră, dacă există vreo acțiune de identificare a celor care le-au făcut publice numele, prosesizare, vreo reclamație din partea lor sau nu știu, și ce riscă cei care au făcut acest lucru. De asemenea, similar, listele intelectualilor care sunt, iată, amenințați, au fost puși pe o listă neagră. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Momentan nu există o protecție permanentă pentru imobilul în care stau, deși avem, bineînțeles, și camere video și așa mai departe. Poliția a fost acolo, jandarmeria a fost acolo aseară,
și eu am ținut legătură cu vecinii în timp ce au fost aceste proteste în față, să mă asigur că sunt în regulă și au fost în regulă. Despre posibile acțiuni juridice în legătură cu publicarea acestor nume, nu vreau să mă pronunț încă și asta este o decizie ce trebuie să ia inclusiv vecinii și nu doar eu personal, pentru că nu este doar numele meu sau cel puțin numele meu este cea mai mică problemă. Dar e foarte clar și asta vreau să spun, că nu voi tolera niciun fel de amenințări nici la adresa mea, nici la adresa altora și nu voi ezita eu personal să fac și plângeri penale dacă vorbim despre cazuri penale. Bună ziua! Aș avea o întrebare apropo de acest lucru. De fapt, două, ați spus în postarea dumneavoastră de ieri că Timișoara nu este a lor, făcând referire la cei care au protestat, și spuneați pe de altă parte că sunt cei care nu locuiesc în Timișoara. A cui e Timișoara de fapt și de ce îi excludeți? Și să înțelegem că toți cei care au venit în fața dumneavoastră, cel puțin acum două zile, nu erau timișoreni. Asta ar fi prima întrebare. Iar cea de-a doua, legată de faptul că spuneați că sunt mesaje naționaliste și xenofobe, v-aș întreba dacă aveți idee cine încearcă să manipuleze, dacă aveți informații din ce zonă vin aceste manipulări și dacă vin o zonă politică și care ar fi aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Despre afirmația mea, este, așa cum ați citat-o, este scoasă din context. Aș vrea să citesc toată propoziția. Am spus că aceste proteste sunt împinși de la spate de niște extremiști care declară public că doresc libertate pentru toți, dar în același timp promovează un discurs violent, xenofob și anti-european, adică profund anti-timișorean, și Timișoara nu este a lor, adică a celor extremiști care stau în spatele acestor proteste. Și bineînțeles că am spus asta pentru că una dintre scandările a fost Timișoara nu este a ta, și am spus cu siguranță nu este a celor care sunt în spatele acestor proteste violente. Timișoara este a tuturor timișorenilor, indiferent de culoare politică, indiferent de opinie politică, și tocmai de aia rezist orice fel de încercare de a dezbina și de a defini cine este destul de român sau destul de timișorean ca să facă parte din societatea noastră. Deci asta a fost contextul citatului meu, chiar dacă am văzut și eu că unii au scos acest citat din context. Despre a doua întrebare, cred că de aseară este destul de evident că vorbim de niște proteste care nu sunt doar locale, sunt proteste organizate la nivel național, sunt proteste organizate inclusiv împotriva guvernului, deci nu cred că cineva are iluzia că sunt proteste doar organizate împotriva primarului Fritz. Și despre cine stă în spatele acestor proteste, ce partid își dorește să profite de aceste proteste, acolo las jurnaliștii, dar și organele competente să tragă concluziile necesare. Alina Bușancă, sunt de la Radio România Actualități. Domnule primar, aș vrea să vă întreb dacă mâine în Comitetul pentru Situații de Urgență urmează să luați o decizie privind continuarea carantinării Timișoarei și care va fi poziția dumneavoastră. Mulțumesc! Da, mulțumesc mult! Eu, din câte știu, se lucrează la această analiză DSP, care trebuie avizată de INSP, de Institutul Național de Sănătate Publică, și care va face o recomandare pentru sau împotriva carantinării. Poziția mea a fost deja săptămâna trecută. Eu am spus săptămâna trecută, înainte să existe o direcție clară de la nivel național despre ce fel de restricții sunt necesare,
am spus prelungim doar pentru 7 zile, tocmai pentru că mă aștept ca Guvernul României să își clarifice direcția strategică în care vrea să meargă. Aceste decizii au fost luate și în acest context eu personal nu văd de ce ar fi benefic să amestecăm acum măsura carantinării cu alte măsuri care unele care sunt și cu unele măsuri și mai stricte decât carantina. Cred că asta duce la o confuzie care nu este productivă. Deci, din punctul meu de vedere, cu restricțiile naționale în vigoare pentru municipii peste, cu o rată de incidență peste 7,5%, Timișoara se încadrează în această categorie și cred că aceste restricții sunt clare, sunt unitare și nu are rost să le amestecăm cu continuarea măsurii carantinării. Deci asta va fi poziția mea mâine în CJSU, dar încă o dată eu nu cunosc încă recomandarea făcută de DSP, nu cunosc argumentele care ar putea să fie aduse pentru continuarea carantinei. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Dancea, sun. Se aude? Da, se aude. Domnul Dancea, vă rog. Două întrebări, vă rog, dacă se poate. Ați spus în debutul conferinței de presă de astăzi că este firesc ca oamenii să dorească să aibă o cale să-și exprime nemulțumirile și există cadrul legitim pentru a exprima aceste opinii. Întrebarea este dacă ați primit vreo solicitare de autorizare a unui protest împotriva restricțiilor sanitare și dacă veți primi o solicitare de acest fel, dacă o veți autoriza, care este soluția pentru a primăriei pentru organizarea unui protest legal? Eu, de când am devenit primar, am primit săptămânal câte o cerere pentru aviz pozitiv pentru niște proteste și le-am avizat pozitiv, tocmai pentru că nu am văzut o cale legală, nu asta este rolul primăriei, ci comisie de adunări publice verifică doar dacă este un protest constituțional. Aceste proteste de azi noapte, bineînțeles că nu au fost avizate. E o întrebare dificilă cum într-o carantină unde există o restricție pentru o limitare de oameni, cum pot să protestez, dar aici sunt sigur că există o cale creativă, există o cale legală. Momentan, legea așa spune, sau reglementările în vigoare așa spun, că nu te poți aduna cu grupuri mari în spațiu public, pot fi făcute proteste mai mici, pot fi făcute, acum nu le dau idei eu, dar cred că chiar și în această situație extremă există căi și legale și legitime de a-și pronunța ideile și opiniile. Mulțumesc. Și a doua întrebare este legată de buget, pentru că este în dezbatere publică. Atunci când ați anulat, când ați oprit licitația pentru parcarea de pe Tac Ionescu, reclamați faptul că fost administrație a prevăzut în buget credite de angajament. Am văzut în anexa pentru bugetul de investiții că există prevăzute credite de angajament. O să vă rog dacă puteți să explicați un pic care este rolul acestor credite de angajament și dacă v-ați folosit de această prevedere pentru buget. Mulțumesc! Da, bineînțeles. Credite de angajament nu înseamnă nimic altceva decât o lucrare care durează mai mult decât un an bugetar și aproape toate lucrările durează mai mult decât un an bugetar, că îți bugetezi tot ce vrei să cheltuiești pentru acest proiect în anul actual, în bugetul anului actual și după aia faci o prevedere și zici cam câți bani crezi că o să cheltuiești anul viitor. Asta înseamnă un credit de angajament. Și bineînțeles că, așa cum prevede legea, pentru orice proiect care nu va fi finalizat anul acesta, trebuie să scriem exact câți bani cred că vom cheltui pentru acest proiect planul. Deci dacă, o lucrare costă 20 de milioane de euro și credem că anul acesta vom plăti facturi de 10 milioane de euro,
prevedem 10 milioane în bugetul de anul acesta și în coloana de credit de angajament zicem probabil anul viitor vom cheltui încă 10 milioane pentru a finaliza acest proiect. Alte întrebări? Mai am aici, a fost, o întrebare a fost pusă deja, aici o întrebare. În ultima vreme au apărut informații că ați vrut de două ori să demisionați, odată chiar în preajma apariției City Managerului. Care este adevărul? Adevărul este că aceste informații care au apărut sunt false, presupun de unii care visează că o să revină în curând la butoane. Asta nu este cazul. Eu sunt primarul Timișoarei, voi fi primarul Timișoarei, voi candida în 2024 să fiu primarul Timișoarei și sunt concentrat să fac ceea ce trebuie pentru ca acest oraș să-și atingă tot potențialul în care cred cu toată tărie. Asta este focusul meu și nu m-am gândit în absolut nicio secundă în ultimele luni să renunț la această misiune, pentru că iau foarte mult în serios încrederea pe care am primit-o. Și domnul Ciucă întreabă de lucrările pe Prezan, muncitorii au revenit, cât timp estimați că vor mai îndura locuitorii din zona praful și zgomotul, când estimați că șantierul va fi finalizat, ce fel de lucrări se efectuează acum. Termenul de finalizare este martie 2022, deci încă 12 luni. Sunt foarte bucuros că am obținut foarte concret pentru acest șantier 18 milioane de lei de la guvern, tocmai ca să ne asigurăm că avem și cash flow necesar ca să plătim toate facturile în timp și să motivăm firma să lucreze repede. Am avut mai multe discuții cu constructorul, am făcut un plan de acțiuni ca acest proiect să fie finalizat chiar și în acest an. Deci chiar dacă termenul de realizare este în martie 2022, noi vrem să încercăm să finalizăm în acest an, tocmai pentru că știm că acest șantier a creat deja foarte multe frustrări și trebuie să ne mișcăm repede, chiar dacă, după cum știți, și acolo au fost probleme cu proiectul, cu rețeaua de termoficare, cu lucrări neincluse în proiectul inițial și așa mai departe. Momentan se lucrează la realizarea legăturii la rețeaua de alimentare cu apă, la intersecția sudului Rebreanu, și la, după cum știu, la trotuare și la stâlpii de iluminat momentan se lucrează. Bine, mai sunt? Da. Da. Eu. Da. Bună ziua. O întrebare am legată de tot de buget. În ce stadiu sunt discuțiile pe buget cu partenerii de coaliție de la PNL, care au scris public, de altfel, pe Facebook, că nu au avut, cel puțin la sfârșitul săptămânii, nu au avut cui să-și prezinte, nu știu, obiecțiile sau sugestiile sau propunerile de îmbunătățire a bugetului. Deci dacă s-a discutat, odată dacă s-a discutat în creionarea bugetului cu partenerii de la PNL și dacă s-a discutat ulterior, după ce a fost făcut public bugetul. Asta unu. Doi, altă întrebare este legată de momentul în care o să oferiți un răspuns oficial consilierului local Roxana Iliescu legată de solicitarea de sancționare a Anei Munteanu pentru, pe linie de consiliu local, pentru ce s-a întâmplat în urmă cu 10 zile. Și a treia întrebare legată de care concrete întrebarea legată de aceste mersuri? O să oferiți un răspuns oficial dacă faceți sau nu un proiect de hotărâre legat de sancționarea Anei Munteanu. Și a treia întrebare e legată de Centrul de Proiecte Culturale, pentru că ați anunțat că dezbaterea publică pe regulamentul de finanțare pentru proiecte culturale va fi organizată de acest centru, dar momentan acest centru nu e funcțional. O să scrie în regulamentul de funcționare al centrului că veți numi un director interimar până la organizarea concursului. Când se va întâmpla asta? Pentru că dacă trebuie să organizați
o dezbatere pe acel regulament de finanțare. Deci centru trebuie să organizeze, centru trebuie să fie el însuși funcțional și cât mai repede. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Concursurile pentru mai multe posturi la centru de proiecte pleacă în aceste zile. Știu că documentele deja sunt gata și pentru că vorbim doar de personal contractual și nu de funcționari publici și termenele vor fi mai strânse, deci calendarul e mai rapid. Deci vom avea încă în aprilie, sperăm că putem să funcționalizăm centru și bineînțeles după aia să facem și dezbaterea. Am luat act de propunerea doamnei consilier Iliescu și eu personal nu voi iniția un HCL, dar o încurajez să o facă chiar ea, așa cum e și dreptul ei și prevăzut de codul administrativ. Bineînțeles că consilierii locali pot să inițieze HCL-uri. Discuțiile despre buget sunt în curs. Vom avea o întâlnire cu partenerii noștri despre acest buget. Bineînțeles că în ceea ce privește tot ceea ce este în subordinea viceprimarului, am discutat și am avut discuții și cu el și vom continua aceste discuții. Oricum, bugetul, așa cum este acum, este un proiect și vă încurajez tot să intre și pe pagina primărie și să ne trimită feedback. Vom face și o dezbatere publică, cred că în 8 aprilie, 9 aprilie va fi o dezbatere publică și dincolo de această dezbatere publică vom avea și întâlniri tematice cu experți din Timișoara pe anumite domenii cheie ca să luăm feedback-ul lor pentru acest buget. Alte întrebări? Scuze, eu nu am înțeles. Director interimar la Centrul de Proiecte Culturale numit sau va fi direct prin concurs? Pentru că în regulamentul votat de CL scrie că puteți numi un director interimar până la concurs. Da, din câte știu eu, ne-am hotărât să facem direct un concurs și să nu avem, inițial ideea era să avem întâi directorul interimar care el după aia să demareze concursurile și ne-am hotărât să sărim peste această etapă și să demarăm concursul inclusiv pentru directorul din start. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Alte întrebări? Aici mai am două întrebări de domnul Brindescu. În 4 februarie 2021 ați anunțat public că ați numit 6 profesioniști ca să vă reprezinte în Consiliul de Administrație ale spitalelor din subordinea Consiliului Local. Printre ei se numără și Octavian Jurma, despre care ați afirmat că este un medic cu o reputație profesională și etică impecabilă. Întrebare, de ce ați afirmat așa ceva din moment ce domnul Jurma a absolvit medicină în urmă cu aproape 30 de ani, dar nu a practicat-o niciodată, neavând nici măcar un singur pacient? Am afirmat asta pentru că cred în continuare că el este un om cu o reputație profesională și etică impecabilă, a terminat medicină și nu am ce să-i reproșez lui. Vi se pare moral ca specialistul dumneavoastră, domnul Octavian Jurma, să fie cel mai înfocat susținător al carantinei naționale, în timp ce pe propria pagină de Facebook îi face reclamă soției sale, Monica Jurma, care organizează vacanțe de lux în destinații exotice? Nu am urmărit pagina lui de Facebook și nu mă interesează ce postează oamenii pe Facebook, să fiu sincer. Și cred că este posibil să susții tu o anumită poziție și în același timp soția ta să aibă un anumit job. Nu văd contradicția. Bine. Doamna Lunga? Da, vă rog. Agel Prez, dacă îmi permiteți o întrebare. Cred că am reținut ce ați spus la început, că pe lista aceea, ghirimele, neagră, a protestatarilor s-ar afla și medici. Aveți cumva informații că sunt medici infecționiști dintre cei care tratează COVID-ul care ar fi pe acele liste? Vă mulțumesc!
Da, mulțumesc mult. Eu am spus că am primit semnale de la medici timișoreni că sunt îngrijorați. Nu vreau să intru acum în amănunte. Listele au fost cele cu intelectuali, nu știu dacă există alte liste, dar am primit apeluri inclusiv de la medici care mi-au spus că sunt îngrijorați de situație și se simt inclusiv la nivel personal, se simt amenințați. Vă mulțumesc! Mai am eu o întrebare. Despre câte liste e vorba? Câte liste ați văzut sau despre câte liste aveți cunoștință? Sau cum au fost listele astea? Eu știu de ce puțin o listă neagră, dar și informațiile mele le iau din presă, nu am cumva acces la informații preferențiale în legătură cu asta. Există ce puțin o listă neagră pe care a fost printre altele sau pe care se află printre altele domnul fost ambasador Pazil Popovici, profesor Tolcea și nu știu dacă există și alte liste, dar această listă cel puțin circulă. Bine, dacă nu mai sunt întrebări, atunci vă mulțumesc pentru atenție și vă rog în continuare să aveți grijă, să respectați măsurile și vă rog să vă vaccinați. Sănătate!